Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Cântați Domnului un cântec nou. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți neamurilor slava Lui. Vestiți tuturor popoarelor minunile Lui. Lăudat să fie Iisus Hristos. La sfințite preacucernice părinte profesor Sandu, dragă părinte paroc și decan responsabil cu oficiul ecumenismului, sfințile voastre, dragi părinți, participanți la ora noastră de rugăciune, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi și stimați oaspeți din Biserica Ortodoxă, iubiți credincioși, vă spunem cu toții bun venit la această celebrare concluzivă a Octavei Mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Suntem împreună doritori de a primi și de a ne lăsa pătrunși de Duhul lui Dumnezeu, care ne dorește unul în Hristos Mântuitorul. În spirit de credință, să ascultăm astăzi cuvântul Domnului și predica sfântă, care ne călăuzesc spre înțelegerea planului Său de unitate și fraternitate pentru întreaga omenire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru moștenirea noastră creștină și pentru acțiunea Sa mântuitoare și eliberatoare de-a lungul întregii istorii umane. Pentru a participa cu vrednicie la această celebrare, fraților, să ne recunoaștem păcatele, mai ales acelea împotriva unității, ca să putem participa cu vrednicie la această sfântă celebrare. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Domnul să-și arate milostivirea Sa și să ne dăruiască iertarea, pentru că acolo unde domnește păcatul și decăderea, noi să afirmăm promisiunea iertării și mântuirii Sale destinate tuturor. Și acolo unde domnește moartea, noi să proclamăm viața cea nouă și să preamărim promisiunea vieții veșnice în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Nu ați primit un duh ca să vă transforme în sclav din nou sub regimul fricii. Să invocăm milostivirea lui Dumnezeu încrezându-ne în puterea mântuitoare a dreptei Sale. De structurile care subminează demnitatea umană și impun noi forme de sclavie, eliberează-ne, Doamne! Amen.
de frica și de suspiciunea care ne despart pe unii de alții și care pun limite speranței și mântuirii, eliberează-ne, Doamne! Este tăria mea și refugiul meu, El este mântuirea noastră. Fie ca Domnul care ne-a răscumpărat să ne ducă la lăcașul sfințeniei. Cu toți creștinii din întreaga lume, cu creștinii din Caraibe, să-L invocăm pe Duhul Sfânt pentru ca să facă să ardă inimile noastre în timp ce ne rugăm pentru unitatea Bisericii. Unește-i, Doamne, pe slujitorii Tăi cu legătura unității. Învață-ne să ne rugăm. Eliberează-ne de sclavia păcatului. Ajută-ne în slăbiciunea noastră. Reînnoiește-ne ca fii ai Tăi. Ascultăm acum lecturile sfinte și predica pentru această celebrare. Efraim nu-l va mai invidia pe Iuda și Iuda nu-l va mai dușmăni pe Efraim. Citire din cartea profetului Isaia. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare. Pe el îl vor căuta neamurile și locuința lui va fi glorioasă. În ziua aceea, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere restul poporului său, care va fi rămas în Asiria, în Egipt, în Patros și în Cuș, în Elam, în Șinear, în Hamat și în insulele mării. Va înălța un steag pentru neamuri, îi va aduna pe cei împrăștiați ai lui Israel, îi va strânge pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru colțuri ale pământului. Invidia lui Efraim va fi îndepărtată și adversarii lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu-l va mai invidia pe Iuda și Iuda nu-l va mai dușmăni pe Efraim. Cuvântul Domnului. Preamăriți-l pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Preamăriți-l pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Cei care plecau pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari. Ei au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în adâncuri. Pentru că este și s-a pornit vântul furtunii, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, coborau spre abisuri,
sufletul lor se topea de groază. Strigat către Domnul și El i-a făcut să iasă din necazurile lor. A liniștit furtuna și valurile s-au potolit. Bucurat că valurile s-au liniștit și El i-a condus la portul ei dorit. Să-L laude pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile pe care le-a făcut în folosul fiilor oamenilor. El este pacea noastră. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, Cel care a făcut din două una și a dărâmat zidul despărțitor, desfințind în trupul său ura, legile poruncilor cu prescrierile ei, pentru ca cei doi să fie un singur om nou, făcând pace, și să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin crucea pe care a nimicit ura. Venind, El a vestit pacea pentru voi care erați departe și pacea pentru cei care erau aproape, căci prin El amândoi avem acces într-un singur duh la Tatăl. Cuvântul Domnului. Sau orfani, spune Domnul, mă duc și voi veni la voi și se va bucura inima voastră. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul, glorifică-L pe Fiul Tău, ca Fiul să Te glorifice pe Tine. Pentru ca, precum i-ai dat puterea asupra fiecărui om să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui. Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat
și pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos. Eu Te-am glorificat pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți, cu gloria pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi fost lumea. Am revelat numele Tău oamenilor pe care Tu mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat, iar ei au ținut cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la Tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că am ieșit de la Tine și au crezut că Tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, pentru că sunt ai Tăi. Și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele și sunt glorificat în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la Tine. Cuvântul Domnului! Preasfințiile voastre, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți seminariști, dragi credincioși oaspeți din celelalte biserici, dragi radioascultători care ne urmăriți prin intermediul Radio Maria, iată ne ajungi la sfârșitul octavei mondiale de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an. Încheiem astăzi în catedrala noastră, în sărbătoarea convertirii Sfântului Apostol Paul, șirul acestor zile care ne-au convocat în diferite locații din Iași la o rugăciune specială prin care am cerut Domnului darul unității între creștini. Poate că ar fi mai nimerit să se facă acum un bilanț pentru a vedea ce pași s-au făcut anul acesta către unitatea dorită și cerută cu insistență, cu precădere, an de an, în această octavă mondială, mai ales că sunt mai bine de 100 de ani de când s-a celebrat prima octavă la inițiativa pastorului protestant Paul Watson. Cu toate acestea, iubiți frați, aș dori să mă opresc în seara aceasta împreună cu dumneavoastră asupra unui alt aspect, și anume spiritul cu care ne apropiem de fiecare dată de această octavă, așteptările și aportul pe care îl aducem toți în ansamblu și fiecare în parte la această unitate care, desigur, este înainte de toate darul lui Dumnezeu, dar este și rodul acțiunilor noastre concrete. Parafrazând binecunoscuta expresie, talentul înseamnă 1% inspirație și 99% transpirație, aș îndrăzni să spun, fără doar și poate fără a minimiza câtuși de puțin aportul divin, darul unității înseamnă 1% inspirație dumnezeiască și 99% efort, strădanie omenească. Se povestește despre un domn aflat deja la o vârstă respectabilă, că într-o bună zi s-a adresat unui bun prieten, cerându-i un sfat în legătură cu modul în care să se comporte cu soția sa, care pe zi ce trece devenea tot mai surdă
Și începeau deja să apară probleme serioase de comunicare între ei. Și acel prieten i-a sugerat un experiment practic, ușor și la îndemâna acelui domn. I-a propus să verifice nivelul de surzenie al soției, adresându-i o întrebare de la o distanță de vreo 10 pași. Dacă nu va fi primit niciun răspuns, atunci să mai facă un pas către soție și să întrebe din nou. Și tot așa până va primi un răspuns. Ajuns acasă, după ce a salutat-o pe soție încă de la ușă și a văzut că nu primește niciun răspuns, îi adresează deja întrebarea pe care o pregătise. Ce avem în seara aceasta la cină? Cum nu a auzit vreun răspuns la întrebare, a înaintat un pas, așa cum i-a sugerat prietenul, și i-a adresat din nou întrebarea. Neprimind răspuns, a procedat succesiv cu pașii până a ajuns la doar 2 pași de dânsa. Când a întrebat-o din nou, soția furioasă s-a răstit la el. Ți-am spus de 1000 de ori că avem cartofi pai cu ochiuri. Evident, și-a dat seama că problema nu era la soție, ci la dânsul. Iubiți frați, privind de-a lungul istoriei acestei octave mondiale de rugăciune pentru unitatea creștinilor, fie la nivel global, fie la nivel local, poate că suntem ispitiți să credem că Dumnezeu este surd sau că ceilalți din familie, înțeleasă ca familia tuturor creștinilor, au probleme cu auzul. Și de aici problemele de comunicare, diminuarea sau încetarea dialogului, suspiciunile și geloziile, bănuielile, prejudecățile, aprecierile eronate, interpretările pripite și tot alaiul pe care îl poartă cu sine întotdeauna lipsa de comunicare. Dar înainte de a arăta cu degetul, înainte de a considera că problema este la celălalt, a celuilalt, iată, iubiți frați, suntem invitați să privim tranșant către noi, în interiorul nostru, și să recunoaștem că de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, problema pleacă de la noi. Surzenia este a noastră. De aceea este foarte important, cred, să nu uităm un lucru. În fiecare dintre noi se regăsește acea realitate pe care Sfântul Apostol Paul o mărturisește atât de clar. Acel conflict intern, reminiscența păcatului strămoșesc, pe care la rândul ne este bine să-l mărturisim, dar nu numai atât, ci să încercăm să-l și depășim. Spune Sfântul Apostol Paul, nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu-l vreau. O spune în scrisoarea către Romani, capitolul al 7-lea. Este vorba, iubiți frați, cu alte cuvinte, de acea forță contrară unității, acel duh care dezbină, dezintegrează, dărâmă, distruge și care, din păcate, își face prea des prezența printre noi. Este acel spirit împotriva căruia suntem chemați să luptăm cu toții, împreună și individual, pentru a face astfel încât dorința lui Iisus, exprimată în rugăciunea pe care am auzit-o în fragmentul evanghelic de astăzi, prin noi, într-o bună zi, să devină realitate. Este de fapt ceea ce așteaptă și dorește Dumnezeu de la noi. Este ceea ce Dumnezeu rostește, vestește în cuvintele profetului
cuvinte pline de speranță, așa cum am auzit în prima lectură. Efraim nu-l va mai invidia pe Iuda și Iuda nu-l va mai dușmăni pe Efraim. Toate acestea sunt posibile doar în Hristos Iisus, care, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, este pacea noastră a tuturor. În El, noi toți care încă suntem departe unii de alții, ne putem apropia prin sângele Lui. Imposibil nu este, desigur, greu, da, fără doar și poate. Greu pentru că, așa cum spuneam, este acel spirit care, din păcate, se vădește cu prea mare ușurință în viața noastră și ne lăsăm subjugați prea repede de el, pentru că este extrem de abil și se strecoară foarte subtil în acțiunile noastre, în viața noastră de zi cu zi. Îmi amintesc de câtă bucurie a fost în sufletele noastre după acea liturghie de la București, din anul 1999, anul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea. Bucurie dublată, dacă vă amintiți, de acel strigăt spontan de unitate care a impresionat nu doar pe cei care participau la acea liturghie, dar și pe toți care urmăreau de acasă evenimentele acelor zile. Pentru ca să nu se termine totul bine și frumos, așa cum trebuia, în acea zi s-a întâmplat ca un incident banal să arunce o umbră de tristețe asupra acelui sentiment deosebit cu care ne întorceam la casele noastre. Fiind vorba de o garnitură de tren care, odată ajunsă la destinație, știm foarte bine, nu schimbă locomotiva, nu schimbă decât locomotiva, nu și vagoanele. Unii dintre pasagerii care au fost în vagoanele de după locomotivă la dus, au apreciat că la întoarcere ar trebui să fie la fel, în vagoanele de după locomotivă. Alți pasageri au apreciat că trebuie să respecte ceea ce fusese scris pe niște hârtii lipite de ușile vagoanelor. Vă dați seama, s-a creat spontan o confuzie totală, o dispută prelungită între cele două păreri, aici colo vorbe îmbrânceli și în scurt timp s-a uitat de acel spirit al păcii, al înțelegerii și al unității, lăsând frâu liber duhului dezbinării și al neînțelegerii. Cam aceasta este, iubiți frați, dinamica oricărei dezbinări, dinamica oricărei dușmănii, neînțelegeri dintre oameni. Un incident banal, nerezolvat la timp, cu spirit de iubire și din dragoste, de adevăr, duce la dușmănii și neînțelegeri nesăbuite. Pentru aceasta avem nevoie să ne eliberăm. Să ne eliberăm de toate lanțurile înrobitoare din viața noastră. Cei care au pregătit materialele pentru această octavă mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor au sugerat două elemente importante în cadrul celebrărilor. Sfânta Scriptură, care să fie expusă în mod demn, vizibil, în spațiul celebrativ, și niște lanțuri, simbol al înlănțuirii păcatului cu precădere, simbol al subjugărilor pe care cu ușurință le experimentăm în viața noastră. De aceea, cum spuneam, avem nevoie să ne eliberăm de toate lanțurile înrobitoare din viața noastră, de lanțul nerăbdării și al lipsei de dragoste, de lanțul invidiei și al suspiciunii, de lanțul prejudecăților
și al judecăților temerare, de lanțul minciunii și al urii, de lanțul mândriei și al indiferenței. Sunt lanțuri invizibile prin care Duhul cel rău ne ține încă subjugați, înrobiți, cu multă subtilitate, poate ani și ani de zile, până când vine Eliberatorul, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, pe care, iată, suntem chemați să-L invocăm nu doar acum, în timpul octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor, dar suntem chemați și îndemnați să-L invocăm mereu. Mereu, pentru că știm, Duhul cel rău nu doarme, ci, așa cum spune Sfântul Apostol Petru, ca un leu care rage, dă târcoale, gata să ne înghită. Dreapta Domnului s-a glorificat prin putere și l-a eliberat pe poporul ales din sclavie. Dreapta Domnului s-a glorificat prin putere și l-a transformat pe Saul în Paul, pe prigonitor în propovăduitor. Dreapta Domnului ne va elibera și pe noi toți de lanțurile celui rău și va planta semințe de libertate, speranță și iubire și în sufletele noastre, așa încât, simțindu-ne cu adevărat frați în Hristos, să ne unim inimile și mâinile pentru a fi una cu inima și dreapta lui Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Aducând mulțumire pentru eliberarea noastră din sclavia păcatului, să punem necesitățile noastre în fața Domnului, cerându-i să rupă lanțurile care ne înrobesc și să ne unească, să ne unească în schimb cu legăturile de iubire și de comuniune. Dumnezeul Exodului, care ai condus poporul tău prin apele Mării Roșii și l-ai răscumpărat, rămâi cu noi acum și răscumpără-ne de orice fel de sclavie și de tot ce întunecă demnitatea ființei umane. Dumnezeul belșugului, care în bunătatea ta te îngrijești de necesitățile noastre, rămâi cu noi acum și ajută-ne să învingem egoismul nostru și lăcomia noastră, și dă-ne curajul pentru a fi făcători de dreptate în lume. Dumnezeul iubirii, care ne-ai făcut după chipul tău și ne-ai răscumpărat în Hristos, rămâi cu noi acum și dă-ne forța pentru a-L iubi pe aproapele nostru și pentru a-L primi pe cel străin. Dumnezeul păcii, care te menții fidel față de alianța ta, chiar dacă noi ne îndepărtăm de tine și în Hristos ne reconciliezi cu tine,
Rămâi cu noi acum și pune în noi un duh nou și o inimă nouă, pentru ca să putem respinge violența și să fim, în schimb, slujitori ai păcii tale. Dumnezeul gloriei, care ești atotputernic și care în Hristos ai voit ca locuința ta să fie o familie umană și care în apele botezului ne-ai adoptat ca fii, rămâi cu noi acum și ajută-ne să ne menținem fideli față de angajamentele noastre familiale și față de responsabilitățile noastre comunitare și întărește legăturile de comuniune cu surorile și frații noștri în Hristos. Dumnezeule, unul și întreit, care în Hristos ne-ai făcut una cu tine și cu ceilalți, rămâi cu noi acum și prin puterea și mângâierea Duhului Sfânt, eliberează-ne de egocentrismul, de aroganța și de frica, ce ne împiedică să mergem spre unitatea vizibilă de plină a bisericii tale. Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile copiilor tăi. Noi preamărim creația și răscumpărarea noastră. Ascultă rugăciunile noastre și binecuvântează această apă care face să rodească pământul. Reînnoiește și purifică omenirea. Prin botezul lui Hristos în Iordan, tu ai sfințit apa botezului. Prin el tu ne-ai renăscut și reînnoit pe toți în sfințenie. Dă-ne ca acest element al creației, izvor de viață, să devină semnul reînnoirii noastre, pentru a lucra cu ajutorul Duhului tău la venirea împărăției tale. Întrucât Tu ești începutul și sfârșitul, dă-ne ca apa pe care o primim acum să fie o pregustare a noii creații în care sperăm. Acestea le cerem prin Hristos Domnul nostru. Amin. Mitra. Thank you.
Fraților prea iubiți, să ne unim acum mâinile noastre, legate nu de lanțuri, ci unite de iubirea lui Hristos, care a fost revărsată în inimile noastre. Și să ne rugăm Tatălui, cu cuvintele pe care ni le-a învățat însuși Iisus, spunând: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că arătați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând nădejdea fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu tău. Oferiți-vă semnul iubirii frățești și al păcii. Ne rugăm, Dumnezeule Părinte Ceresc, care ne-ai adunat împreună pentru a implora darul unității,
călăuzește-ne cu Duhul Tău, pentru ca nu numai prin cuvinte, ci și prin faptele și viața noastră să dăm mărturie despre Tine și astfel să ajungem într-o zi să trăim toți împreună în înțelegere și pace prin Hristos Domnul nostru. L-am primit astăzi în al preasfințitului mitropolit prin prezența părintelui profesor Sand. Paroc și profesor. Știu că Sfinția sa are un cuvânt pentru noi și vrem să-l ascultăm acum cu bucurie. Preasfințiile voastre, cucernici, părinți, diaconi, dragi frați în Hristos, surori, seminariști, nu pot să nu-mi ascund o anumită emoție faptului că mă aflu aici pentru că am trăit aceste momente frumoase de rugăciune ani de zile. Țin minte, mi-a rămas destul de proaspăt în minte momentele în care aici pe Solei erau prezenți deopotrivă mulți preoți ortodoxi și alături de preoții catolici în frunte cu înalt preasfințitul Daniel, care astăzi este patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și ne împărtășea din înțelepciunea evanghelică, teologică și ecumenică. De acea viziune pe care numai în alpresenția s-a putea să o transmită și spuneam că suntem emoționați și de faptul că astăzi trebuie să transmit cuvântul de mulțumire, în primul rând, din partea în alpresfințitului Teofan, care, așa cum se spune, din binecuvântate pricini n-a putut să vină, dar pentru mine este nu numai o onoare că am fost trimis, ci și o mare bucurie de a-i revedea pe mulți dintre părinții slujitori cu care am lucrat și cu care încă lucrăm. În primul rând aș vrea să-mi exprim un sentiment de mulțumire și mai ales de felicitare. Felicitare pentru consecvența, coerența și consistența rugăciunilor pe care le faceți. Anul acesta este anul unității și al unirii, unire și unitate. Cu atât mai mult de se impunea ca aceste valori să fie evidențiate și să trebuiască să fie evidențiate în toate clipele și domeniile vieții noastre. Indiferent unde am lucrat, indiferent unde am trăit, în ce mediu am trăit, să proclamăm ca valori unirea și unitatea. Deci, rugăciunea, mai ales pentru unitate, pentru că l-am menționat pe preafericitul Daniel, el spunea că Hristos nu ne-a poruncit unitatea. S-a rugat pentru unitate. Și nu s-a rugat oricum, s-a rugat în genunchi. Să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat în genunchi, rugându-se pentru oameni, nu e un lucru simplu. De câtă smerenie poate să dea seama Dumnezeu, să dea dovadă Dumnezeu pentru creatura Lui iubită, pe care o cheamă în permanență la unitate. Și privind în toate rugăciunile, am constatat că nu există nicio rugăciune de dezbinare, ci numai rugăciune, toate sunt pentru coeziune și pentru unitate, așa cum spuneam. Iar în Biserica Catolică și în general în bisericile din lume, această tradiție s-a împământenit încât
a depășit un secol, așa cum s-a spus deja aici. Ceea ce am înțeles eu, uitându-mă puțin prin textele noastre liturgice, în ceea ce privește textul de anul acesta, referitor la dreapta lui Dumnezeu care se glorifică, am constatat că are o dimensiune eschatologică. Pentru că asta este preocuparea Bisericii, nu trecutul și prezentul, ci viitorul, în mod deosebit. Deci ceea ce face Biserica astăzi este pentru totdeauna. Ea nu se uită în mod deosebit în trecut, ci încearcă să proiecteze lucrurile în viitorul eschatologic, adică al perspectivei în care vom fi cu Hristos. Și nu este evitabil. Învierea nu este opțională. Lucrarea și relația cu Hristos nu este opțională. De aceea această temă găsită în cântarea lui Moise din Cartea Ieșirea mie mi-a transmis următorul lucru, că dreapta sau dreptatea lui Dumnezeu nu poate fi oprită și va instaura ordinea față de cei potrivnici. Potrivnici credinței, evident. Iar noi, ca ființe euharistice, suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat această confirmare. Anume aceea, noi chiar atunci când ne îmbrăcăm preoții în tradiția ortodoxă, la fiecare piesă de vestimentație pe care o punem pe noi, trebuie să rostim o rugăciune. Și atunci când punem mânecuța dreaptă, la mâna dreaptă, trebuie să rostim exact acest text. Probabil nu e întâmplător. Dreapta ta, Doamne, s-a prăslăvit sau s-a glorificat într-o tărie. Mâna ta cea dreaptă a sfărâmat pe cei potrivnici și cu puterea slavei sale va dărâma pe cei dușmani sau dușmănoși. Deci avem această perspectivă, această proiectare, cum spuneam, în faptul că mâna dreaptă este, de fapt, imaginea dreptății lui Dumnezeu și a faptelor. Mai mult decât atât, se spune că acolo unde este dreptate, și probabil numai în limba română avem acest joc de cuvinte, dreapta și dreptatea. Pentru că dreapta instaurează dreptatea, așa este considerat, dacă, într-adevăr, credem că Hristos a avut dreptate când a spus că va așeza de-a dreapta pe cei care l-au urmat. De asta spun că este o dimensiune eschatologică și fiecare credem că vom fi de-a dreapta. Dreapta este cea prin care se binecuvintează. Noi nu avem voie să binecuvântăm cu stânga. Binecuvântăm numai cu dreapta. În tradiția noastră, episcopul este cel care binecuvintează cu ambele mâini, ceea ce înseamnă că are plinătatea harului. Dar preotul binecuvintează numai cu mâna dreaptă. Și probabil de aceea ne facem crucea cu mâna dreaptă. Adică ne imprimăm cu mâna dreaptă credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Iisus Hristos care s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, s-a urcat la Tatăl, șade de dreapta Tatălui și împreună cu Duhul Sfânt este închinat și slăvit. Deci, când vorbește despre împărăție, Hristos spune că va așeza pe unii de-a dreapta. Tâlharul de pe cruce, cel de-a dreapta, a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Și El a spus, astăzi sau acum vei fi cu mine în Rai. Însuși Hristos, deci, înălțat este de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și de aceea, poate Sfântul Apostol Pavel, am scos un text din Cartea Faptelor Apostolilor, el spune, pe acesta, adică pe Hristos, Dumnezeu, prin dreapta Lui, l-a înălțat stăpân și mântuitor. Pentru că spuneam că Biserica privește în viitor, înțelegem și Sfânta Liturghie ca fiind un pelerinaj către împărăție. Noi suntem în marș spre împărăție și de aceea viața întreagă poate fi văzută ca un marș sau un pelerinaj către împărăție, către care suntem destinați. Tot în limba română și poate nu întâmplător, mântuirea se numește îndreptare.
în tratatele noastre de teologie dogmatică se spune îndreptarea prin Hristos, restaurarea prin Hristos sau răscumpărarea prin Hristos. Dar cel mai des este folosit cuvântul îndreptare. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, noi spunem așa, îndreptați fiind sau mântuiți fiind, prin primirea sfintelor, cereștilor, nemuritoarelor de viață, făcătoarelor, înfricoșătoarelor lui Hristos taine sau Euharistiei, cu mulțumire, cu vrednicie să-i mulțumim Domnului, după ce am spus unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră să-i o dăm lui Hristos. Acestea sunt concluziile unei sfinte liturghii. Așadar, ca să nu mă lungesc, aș vrea în primul rând să, în final, să mulțumim în mod deosebit pentru invitație și pentru ocazia care ni s-a dat de a ne exprima câteva gânduri legate de tema aceasta și să ne rugăm împreună cu toți creștinii ca Dumnezeu prin dreapta sa să ne dea înțelepciune, să înțelegem atotputernicia. Mai presus de toate să înțelegem iubirea, pentru că El ne vrea să fim una cum Hristos însuși s-a rugat. Deci, ca o concluzie, spune că dacă rugăciunea nu este opțională, pentru că Hristos așa a spus, tu când te rogi, închide cămara ta și roagă-te în taină sau în secret. Nu spune dacă te rogi, ci când te rogi. La fel și postul, ci iar când postești. Nu spune că postești, ci spală-ți fața, unge-ți capul și fă-o în secret, că Tatăl tău vede. Și dar dacă rugăciunea nu este, cum spuneam, opțională, eu cred că nici unitatea nu este opțională. Dacă ne vom ruga, ne-am rugat și ne vom ruga pentru unitatea credinței, cred că acesta poate să fie anul unirii și unității binecuvântate de Dumnezeu, să începem să folosim dreapta, adică fapta. Pentru că ori de câte ori vorbim despre mână, vorbim despre fapte. Ori poate că ceea ce lipsește sau a lipsit până acum este fapta, care întotdeauna, cel puțin în înțelegerea noastră, alături de har și de credință, fapta este mântuitoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Aducem mulțumire părintelui profesor Sandu pentru aceste gânduri frumoase acum la încheierea acestei săptămâni de rugăciuni pentru unitate. Sigur că nu ne oprim aici. Rugăciunea noastră nu rămâne doar aici, într-un cadru așa public. Rugăciunea noastră trebuie să continue și să implorăm de la Dumnezeu acest dar al unității. Căci Duhul Sfânt este Cel care, ascultându-ne, va face astfel ca în lume să vină cu adevărat iubirea lui Dumnezeu și pacea și unitatea. Mulțumim părintelui profesor, cum mulțumim și părintelui decan și paroc pentru gândurile de la predică. Dar trebuie să aducem mulțumiri și tuturor celor care în aceste zile aici la noi sau în parochiile, bisericile lor s-au rugat și se roagă. Sigur, s-a realizat un lanț când mâinile tuturor credincioșilor s-au unit în spirit pentru a implora un asemenea dar măreț. Ne-am bucurat să fie aici și posibilitatea unirii noastre undele radioului Maria. Să nu uităm, toți, dragi și iubiți frați și surori în Hristos, că Dumnezeu ne ascultă
dacă ne iubim. Dacă ridicăm mâinile noastre spre El. Dacă ținem mâinile noastre unite cu al celorlalți frați. Aici, în fața noastră, sunt două simboluri care au așa de mare rol pentru noi și pentru chemarea noastră. Lanțul sclavagiei. Cei din Caraibe au voie să arate că au fost astfel de dureroase situații. Dar acest lanț simbolizează și toate celelalte nedreptăți, păcate, neînțelegeri, lipsă de armonie și de dragoste. Acest lanț trebuie să-l punem jos, să-l lăsăm la o parte, așa cum este așezat. Și să mergem mai sus și să vedem motivația acestui gest simbolic. Aici este cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în lecturile pe care le-am ascultat. Aici întâlnim un singur cuvânt care explică toate, iubirea. Atunci când noi privim la Cel care ne-a vorbit, ne îndreptăm spre El, ne umplem de iubire prin lucrarea Duhului Sfânt. Și de aici intră în inimile noastre. Am fost invitați să transformăm acest lanț în lanț de iubire, prinzându-ne mâinile unii cu alții, deschizând astfel o largă cuprindere a iubirii lui Dumnezeu între noi și cu El. Iubirea lui Dumnezeu a coborât la noi prin Iisus. Duhul Sfânt o face vie în mijlocul nostru. Dumnezeu este Cel care își îndreaptă privirea spre noi și așteaptă să păstrăm privirea noastră spre El. Vă mulțumim tuturor, cernici părinți, care aici, în bisericile unde slujiți în seminar, ați ridicat spre Dumnezeu rugăciunea cu mâinile unite. Vă mulțumim dumneavoastră, dragi și iubiți credincioși, care v-ați înscris în spirit în acest lanț a rugăciunii și al iubirii. Și mulțumim tuturor celor care în această săptămână le mulțumim pe calea undelor radioului Maria, s-au unit într-un strigăt comun, având mâinile unite, pentru ca Dumnezeu să reverse peste noi adevărata pace și adevărata unitate. El singur ne poate da. El o împarte. El vrea să ne facă părtași de această armonie și iubire. Și sigur că dorim ca toți să ne umplem de această iubire și să ne căutăm unii pe alții, să ne simțim cu adevărat unii cu alții frați în Domnul și mai ales în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea îi mulțumim pentru această săptămână lui Dumnezeu, mulțumim tuturor preoților și vă mulțumim dumneavoastră. Un gând de mulțumire și către înalt preasfințitul mitropolit, Părinte Sandu, vă rugăm să-l transmiteți. Nu încetăm să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Și acum, preaților, ne ridicăm în picioare, implorăm binecuvântarea pe care vă împărtășim tuturor, pentru ca să aveți mereu în suflet bucuria rugăciunii. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dumnezeu, Stăpânul Cerului și al Pământului, care a voit ca toată familia umană și toți creștinii să formeze o singură comunitate, să reverse asupra voastră belșug de binecuvântare cerească. Amin.
Dumnezeu Tatăl, care a voit să-i adune în Fiul Său pe toți fiii Săi, să vă dea harul să fiți biserica sa una, sfântă și apostolică și locuința Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă curățe de păcat ca să-L puteți avea ca locuitor în voi pe Duhul Sfânt și prin unirea voastră frățească în credință să arătați comuniunea de iubire care există în Sfânta Treime. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Crește vivine și avem în piept dorința să triumfeze crucea lui Iisus. Iar sine gura nădăște-ne biruința, ne este ajutorul sfânt de sus. O Marie, crești vivine ce au a ta cinstire, dar au pierdut din spiritul frățăvesc. Tu dă-le, Mamă, gândul de unire și aprinde-ne toți în foc dumnezeiesc. Aceasta tuturor, ca iar un vivi ține dragoste și lege, să fim cu toți o turmă și un păstor. O Marie,